Bună, eu sunt Ela. Astăzi am revenit cu un nou video împreună cu Eva. Eva este fetița și... mea. Și astăzi o să ne jucăm împreună. Ce ne jucăm? Who knows me better? Cine mă cunoaște mai bine? Și pentru că este vorba de două persoane, pentru că o să fie cine mă cunoaște mai bine, mami sau tati, o să avem un invitat special. Îl chemăm pe tati? Da. Nimeni altul decât un... Adrian Popa. Cum era să fie alt tati? Prima apariție pe canalul tău. Mulțumesc pentru invitație. O onoare în acest video. E drăguț, a fost ideea Evei să filmăm acest video, așa că nu mai stăm și începem să filmăm. O să avem nevoie de niște agende. Acestea sunt ale Evei, alegerile ei. Nu? Super cute. Eloel, da. Eu și tati ce are cu căluți. Super masculin. De un marker. Este masculin, e albastru. Așa, eu am roșu. Și de Eva, care o să ne pună întrebările. Te-ai gândit la 10 întrebări? Da. Punem 10 întrebări? Da. Bun, Eva pune întrebările și noi scriem pe carnețel, fără să ne inspirăm unul de la altul, și ne arătăm răspunsul. Iar la final strângem puncte. Cine are cele mai multe puncte câștigă. Deci o cunoaște cel mai bine pe Eva. Simplu, nu? Da. Prima întrebare. Prima întrebare. Care este fructul meu preferat? Și îi arăți la mine și tu, la fel. Gata. Bun, și eu am răspunsul. Sunt sigură de răspunsul meu, că este corect. Și e o proporție de 10%. Hai, cum faci? Ne spui tu. 2, 1. Eu am căpșuni și Adi are măr. Care e răspunsul corect? Măr! Tati un punct, Ela 0 puncte. Ela, nu mai sunt mami, nu mai e mami, Ela. Bun, următoarea întrebare a ta, curaj. Dar să știi că m-am gândit inițial la banane. Și eu la fel, măr și banane oricine, când am văzut că ai scris căpșuni. M-am gândit că mănâncă măr și pe urmă am zis, dar ea mereu zice de căpșuni, cu aromă de căpșuni și așa, și atunci am zis, hai să trec căpșuni. Aia da, e. Bun. Aia e. Mai sunt ocazii. Așteptăm. Următoarea întrebare. Care este jocul meu preferat? De pe telefonul meu. Bun, gata. Asta aici a fost ușor. Cred că un punct amândoi. Da, exact. Sunt sigură de punctul meu acum. 3, hai. 2, 1. Roblox! Ați ghicit amândoi! Yeah! Dar din 2 e la 1. Tot e la 1. Eu când devin mami. Când mă egalezi. Da, așa se pare. Ha! Hai să vedem. Întrebarea cu numărul 3, nu? Da. Bun. Întrebarea cu numărul 3. Ai deja întrebarea? Care este drinkul meu preferat? Drinkul? Da. Drinkul? Da, drinkul. Mamă, ce... Uitea să nu văd, să nu văd. Eu știu. Ai terminat, tati? Și iar da. Sunt super sigură de punctul 3, acesta. Cum ai fost și la căpșuni? 3, 2, 1 și... Reveal! Bere... Am uitat de ea. Milkshake! E punctul meu. Știu că e punctul meu. Am uitat complet! Am uitat complet! Mai 2, Adi... 2. Next, i-am pus să e strâns meciul, e strâns. Dar știi cum facem? Înainte să le vadă Eva, să dea ea răspunsul și după aia întoarcem. Ah, ok, ok. Da? Așa facem de acum încolo. Da. Da, ok. Întrebarea cu numărul 4. Care este coroana mea preferată? Gata. Ne zici tu și după aia arătăm să vedem dacă am nimerit. Da. 3, 2, 1 și... Zi! Spune-ne! Da, curcubeu. No, am scris roz. Și eu tot roz. Și era curcubeu? Da. Zero puncte! Nu pot să cred, eram atât de sigură de punctul acesta. Era greu să curcubeu. Curcubeu. Am o pui, mă, dar nu mai e roz. Te vezi, asta zic că ea, dacă ne vede răspunsurile... Da, se influențează. Se influențează, așa zice ea și după aia arătă. A devenit mai greu. Am pierdut un punct.
Avem egalitate momentan, 2 la 2 și trecem la întrebarea cu numărul 5. Care este character-ul meu din un joc preferat? Character? Da, character. 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 Personajul, poți spune. Personajul. Aoleu. Hai, tati! Dar nu le știu numele, mă, tati. Mi-ai dat greu. Gata, eu am scris. Stai să mă gândesc. Bine, gândește-te. Imediat. Mami nu arăta. Mami nu arăta. Nu vreau, nu să văd mamă. Sigură de punctul. Asta ca să n-arăt foaia goală. Nu sunt 3, foarte sigură. 3, 2, 1. Este ban ban. Ce-i scris? Ce-i scris? La mine măcar începe cu B. Și e blu. Există. I-am scris sarf. Ăla nu e caracter din joc. Ba da, ba da. Da, și ăla e caracter din joc? Da, e de joc. Dar de când nu mai este sarf sau al doilea era Cinnamon? Nu știu cine e Ban Ban. Ban Ban din lumea lui Ban Ban e ăla. Nu, Garden of Ban Ban. Sau Garden of Ban Ban. Da. Nu, jocul se cheamă Garden of Ban Ban și pe el cheamă Ban Ban. Dar de ce nu mai este sarf? Este și sarf. Sarf e pe locul 2. Și Cinnamon? Pe e pe locul 3. Și blue este pe locul 1000, așa că nu mai... Da, nu cred, dar m-ai pierdut un punct. Hai, următoarea întrebare. Deci am rămas la egalitate 2-2. Trecem la întrebarea cu numărul... 6. Bravo. Care este forma mea preferată? Forma? Forma, da. Da. Gata. Sunt foarte sigură că de data asta voi câștiga un punct. Și eu. Am pierdut încrederea în mine. 3, 2, 1. Stea. Eu zic că le pune la întâmplare. Da, intenționat. Nu le pune la întâmplare. Păi, eu mi-erai tu nebunie că le pui în inimioare. Dar am pus și eu. Da. Inimioare pe locul 2. Numai locul 2 nimerim noi, se pare. Dar avem o fetiță care e în creștere, da, și se schimbă gusturile, ce-i place azi, nu-i mai place mâine, ce-i place mâine, nu-i a plăcut până acum și așa mai departe. Trebuie să dăm jos toate inimioarele din cameră. Numai pe locul 2. Să le înlocuim cu stele. Nu, numai pe locul 2. Bun, încă un punct pierdut și eram sigură de acest punct. Îmi pare rău, mami. Îmi pregătesc de șala. Nu mă pupă nimeni! Hai, întrebarea cu numărul 7, să curmăne suferința mai repede. Acum sunt nici aici. Numărul 7. Care este locul meu preferat? Hai, scrie! Din toată lumea sau din Constanța? Toată lumea. Sau din casă? Din toată lumea. Din orice. Din orice. Din orice. Bine. Și voi ziceți gata. Terminat. Gata. Imediat și mami. Zero șanse să o nimeresc pe asta. N-am nimerit-o inimioară. Zero șanse și la mine mi-am pierdut încredere. Și speranța. 3, 2, 1. Locuri de joacă. Care? Fii mai specifică. Locuri de joacă din Mamaia. Care? Că-s mai multe. Suntem noi aproape. Și-a scris parte distracție. Dezme. Și-a scris parte distracție. Adică cu roller coaster, cu... Loc de joacă este loc de joacă, dar... Și-a este loc de joacă acvatic. Deci ne-am scos... Jumătate de punct? Jumătate de punct ne dai? Mi-am place, da, jumătate de punct. Dar din astea două, care îți place mai tare? N-am șansă să aleg. Amândouă îți plac la fel de mult? Bine, da. Câte jumătate de punct la fiecare, deci sunt de acord? Deci 2,50, eu sunt de acord, de când nimic. Întrebarea cu numărul 8. 7. 8. 7. 8. 7. 5, 6, 7. 8. Întrebarea cu numărul 8. Eu să știi că mereu mă încurc pe filmări și filmez mai mult decât trebuie. Când zic 10 întrebări, filmez 11, 12. Hai, nu puteți. 8. Care este YouTuberul meu preferat? Haide, mami! Haide, mami! Ce-i
surprizată. Tu ești? Dacă nu iau punctul acum, mă supăr. Aștept să spui youtuberul tău preferat. 3, 2, 1, Udi. Ce? Cum ai fi? Îmi pare bine că am filmat cu voi. Udi sau cum îl chema? M-O-O-D-I. Udi, așa o să fim noi acum. Știți de ce sunt supărat? Ce scris? Că răspunsul ei n-a fost ăsta. Dar nu este și te asiguram eu că nu este acela răspunsul ei. Dar din cauza că am avut un video în care am întrebat-o dacă youtuberul ei preferat este Adrian Pop și mi-a zis că nu. Măcar sunt tăticul ei preferat. Da, exact. Dar atunci am vorbit despre această domnișoară pe care o cheamă Silly. Dar e locul 2. Silly e tot de la Moody. Dacă nu sunt păi la fel. Aproape. Nu sunt la fel și era la fel. Deci sunt aproape. O calitate. Mai iau 50 de puncte? Poți să iei 50 de puncte. Mai iau 0,50. Da, 500 de puncte. Da, câte puncte? Încă 0,5 puncte pentru Ela, da, bine. Încă jumătate de... Eu am 2,50. Ai 3 acum și eu am 2,50. Mama are 4,13. Îmi place, e ok. Și eu cât am? Tu ai... 6,20. E de state! Nu e corect! 9! 3 la 2,50. Ține-o scoară, ok? Corect și egal pentru la 9! La 9! Hai, suntem la întrebarea cu numărul 9. Să vedem ce întrebare ne pune Eva. La care iar nu o să știm să răspundem. Care e? Care este desertul meu preferat? Hai sus. Dă-ne vestea. Înghețată. Yes! I-am tăiat bucuria când am nimerit și eu. În sfârșit! Tu e la fel ca mami. Da. Tu e la fel. Bă, gândeam că nu, mami are cu 50 de puncte, 0,5 puncte mai mult. Da, exact. Eu am acum 4. A ghicit-o pe Silly. Ok, eu am 4 puncte și tati are 3,50. Și o ultimă șansă să câștig. Ultima întrebare. Gândește-te foarte bine la ultima întrebare. O întrebare la care ar ști doar tati răspunsul. Nu știu, ceva legat de tenis. Ceva... Care este? Numele doamnei de la... Care este mâncarea preferată de la McDonald's? Chiar că știe doar tati răspunsul. Pentru că doar cu tati a mers acolo. Eu sunt mereu relaxez până voi terminați. Am scris ce cred eu că este. Dai mă, că știi și tu că ți-am zis. Hai sus, dă-ne vestea câștigătoare pentru tati. 3, 2, 1, cartofi prăjiți cu sos de usturoi. N-ai scris cu usturoi. Cu sos. Nu de usturoi. Alea 0,5 puncte cred că vin în plus la mine acum și terminăm la egalitate ca să fie toată lumea mulțumită. Tati a câștigat. M-au furat. Cartofi cu sos de usturoi. Eram sigură că ți-ai răspunsul corect, dar bine. Hai, a fost incomplet. A fost fan oricum. Da. Acesta a fost jocul de astăzi. Dacă ai câștigat, o să-ți dau un secret. Avem și premii. S-a terminat la egalitate. S-a terminat la egalitate. Oricum, tati a primit 5 în plus puncte. De ce? Pentru că a câștigat! Pentru că a dat mită. Bun, acesta a fost videoul de azi. Cum a fost, Eva? Te cunoaștem bine sau semi? Semi. Semi. Așa e cu copiii, cresc, se schimbă, își schimbă gusturile, preferințele și na, trebuie să le cunoaștem și noi într-un fel sau altul. Bun, asta a fost tot, mă mai gândesc dacă o să mai avem invitat special în videourile, în videourile acestea. Hai că ne-am visat, a fost bine, nu? La.
A fost bine, ne-am distrat. Asta a fost tot. Like for pink and subscribe for blue. Astea au fost alegerile Evei de astăzi și ne auzim în comentarii. V-am pupat! Pa, pa!